Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne la o nouă emisiune Chestiuni de Lămurit. Astăzi suntem într-un trend filmic, ca să zic așa, și sunt mândru că sunt botoșenean, ca și dumneavoastră, pentru că în anul acesta, în începutul acesta de an, au fost lansate mai multe filme de mare succes, Taximetriștii, Team building-ul ăsta foarte controversat, dar care se pare că are succes mare și până acum este cel mai vizionat film și filmul care a vândut cele mai multe bilete. În acest context a fost lansat zilele astea un alt film de mare succes, se zice, și cu speranța producătorilor de a fi un film de casă, cu mari încasări și cu un număr mare de bilete vândute, filmul Ramon, produs de Pavel Bartoș. În acest film Ramon joacă un actor din Botoșani și sunt fericit să l-am invitat astăzi să vorbim despre film și despre actorul Bogdan Horga. Bine ai venit, Bogdan! Bine te-am revăzut din nou, Florin! Să trecem direct. Cum e cu filmul ăsta? Cine l-a făcut? Stai să lămurim o... Mă scuzi, dar să lămurim o... Deci producția lui Ramon e făcută de Pavel Bartoș și Jesus Del Cerro. Da, sunt doi producători, da. Castingul e făcut de Domnica Cârciumaru, la care am ajuns, știi, datorită cui. Adică așa. Vreau să zic datorită ție. Da, nu vreau să vorbim despre mine. De ce? Păi hai să vorbim ca la, da. vorbim ca la noi acasă. Așa. Deci, producția e făcută de Jesus Del Cerro și Pavel Bartoș. Ce să spun? Mai bine mă întreb. Dar eu te întreb, fii bine să-mi răspunzi. Exact. Că eu trebuie să te întreb. Spune-mi despre ce e vorba în filmul ăsta. În câteva cuvinte, sinopsisul așa, ca idee. Eu spun asta. Eu l-am văzut azi noapte. Scuze-mă, sunt puțin obosit acum, că azi noapte am fost la lansare la Bacău, tot cu o parte din echipa de filmare. L-am văzut a treia oară și mi-a plăcut foarte mult. Da. E un film, să spun povestea filmului pe scurt. Povestea filmului pe scurt e o poveste care o să atragă, cred că o să aibă mai mult public în provincie decât în partea aia de capital. Ramon. Nu vreau să dau... Nu, am zis sinopsisul care trebuie să fie trei propoziții. Pe scurt, la via unui băiat simplu de la țară, un om simplu, poate să fie, Ramon poate să fie oricine, știi? Un om simplu, bineînțeles, interpretat de Pavel Bartoș, în via unui om simplu de la țară, se filmează o nuntă. Iar acolo, printr-un concurs de împrejurări, este fata de pe afiș, Gabriela Iliescu, vestitul și cunoscutul fotomodel, apare și se îndrăgostește, adică de fapt Ramon crede că se îndrăgostește ea de el. Și el pleacă la București să o caute. Ei, și prin București ăla trece... Prin tot felul de întâmplări amuzante sau... Nu amuzante, sunt poveștile fiecărui om care a plecat din, nu știu, unui om care a plecat din Botoșani și s-a dus prima oară în București, știi? Unui om simplu. De-aia mie îmi place foarte mult, pentru că mă regăsesc. Îți recomand să mergi la film, să-l vezi. O să merg... Cum am timp, merg cu siguranță, vreau să-l văd, mai ales pe tine vreau să te văd. Și ți-am zis că sunt foarte mândru de faptul că un actor de la Botoșani a fost selectat în Liga Mare, joacă în Cupa Campionilor Europeni, ca să zic așa. Florin, îți spui vorbe mari. Eu cred că am avut noroc. Tu cred că ți-am amintești că eram amândoi la teatru și ți-am zis, băi, trebuie să dau un casting. Eu am fost 100% sigur că nu l-am luat. Deci eram ofticat la culme, ca după aia s-a aflat cu totul și cu totul altceva. Ce e minunat și vreau să țin așa un speech acum. Eu vreau să, adică să mă folosesc de faptul că m-a invitat aici să spun. Eu chiar vreau să-i mulțumesc Domnicăi Cârciumaru, lui Pavel Bartoș, lui Jesus și întregii echipe. Vreau să spun că sunt niște oameni, cum să spun, care îți redau speranța, care îți dau încredere și care chiar te folosesc în ceea ce au ei nevoie acolo și îți dau șanse.
ceea ce este extraordinar. Eu nu am crezut. Păi îți dai seama, joc acolo cu Iulian Posteniu, pe care și tu îl cunoști, cu Bogdan Farcaș, adică vorba lui Bartoș, avem două premii Gopo deja acolo, știi? Noi suntem un cuplu, de idioți, vorba lui Posteniu. Noi toți trei. Suntem prietenii lui Ramon, prietenii lui cei mai buni. Asta, deci, ăsta, Ramon, e proprietar de vie și voi sunteți viticultori sau ce sunteți? Nu, voi? Nu suntem viticultori, dar de aia, prietenii lui. Aici, eu, în ce te privește, cred că ai făcut un rol de compoziție, pentru că nu ai nicio relație cu vinul. Singura relație a fost la cadrul Florinei, pentru că trebuia, dar nu, dăm spoilere, nu, dar nu am nicio relație cu vinul. Noi suntem prietenii cei mai buni a lui Ramon. Și el, înainte să plece, de exemplu, când pleacă în călătoria asta, zice că, bă, mă duc să mă însor, voi ce spuneți? Și acolo, o să vezi în film. Eu nu-ți cer să ne povestești filmul, pentru că vreau să mă duc să-l văd. Ca idee așa, deci e vorba de un viticultor care... E un om simplu, Ramon, ăsta poate să fie oricare dintre noi. Deja mă duci într-o zonă care mă lasă într-o ceață, că pot fi... Du-te și vezi filmul, păi, tocmai de-aia zic așa. Știi, du-te și vezi. E tot un film. Da, corect. Da. Du-te și vezi, da. De mai de mult. Și trist are. Cine mai joacă în filmul ăsta? Spune cu cine te-ai întâlnit pe scenă, pe platou, că te-ai întâlnit cu nume mare acolo. Florin, păi distribuția, sunt nume mari și nu sunt nume, adică este un debut, este Teona Stavarachi, care e o tânără actriție la primul ei film și e norocoasă că a nimerit în contextul ăsta, cred eu. După aia Alexandru Ion, un actor care ai pomenit de team building și de... Da. Alexandru Ion, care face un rol fenomenal, deci Pavel Bartoș, bineînțeles, Bogdan Farcaș, Iulian Postelnicu, Carmen Tănase, joacă Ionuț Rusu, Doru Cătănescu, ei joacă... Deci o distribuție extrem de grea, centuri negre. Mai este Smiley, da. Care e regizor, o să vezi, Smiley mai joacă, Gabriela Iliescu, sunt Andreea Vasile, da. Elvira Deatcu. Da. Dacă am omis pe cineva, îmi cer scuze, îți spun doar, știi că nu te întâlnești cu toată lumea, depinde ce, cu cine ai de filmat, nu te întâlnești cu toată lumea pe platou. Pe cine am omis? Shelly, joacă și Shelly, vestitul vlogger. Da. Spune-mi, te rog, cum a fost pe platou? Cum se filmează? Hai să povestim telespectatorilor din spatele filmului, că sunt lucruri frumoase, sunt accidente, sunt întâmplări care merită povestite. Vorbeam el la telefon cu Bogdan Farcaș, mă sună și el mergea la, a mers, noi am avut repetiție, știi prea bine, la teatru și n-am putut să merg la Iași la lansare, da. Și am mers la Bacău. Am zis că nu mă duc la Iași, dar mă duc la Bacău și mă sună Bogdan Farcaș și îmi zice că, băi Bogdan, zice, băi, dar noi apărăm cam mult în filmul ăsta. Adică noi, cum să spun, eu nu mă așteptam, m-am dus cu mare emoție acolo, plus că lansarea a fost făcută, au fost 1600 de oameni la unde s-a lansat, la Băneasa. Mm-hmm. Crede-mă că știi cum e. Te-ai dus pentru prima dată la București, înțeleg. Exact, înțeleg. Era acolo, mă uitam, mamă, ce e asta. A trebuit Pavel să vorbească cu aia de acolo, de la mall, să deschidă încă două sele, atât de multă lume a fost. Și după aia, mă rog, a doua zi a fost la Cotroceni. Iartă-mă, am pierdut firul, ți-am zis că-s defazat, azi că-s obosit. M-a întrebat ceva și nu ți-a răspuns. Eu spuneam de... Cum e pe platou? De pe platou, de întâmplări din spatele platoului. Spune-mi, te rog, Vasile a avut vreun... Până ajungi să răspunzi, Vasile, Motanu Vasile, a avut vreun rol în acest film? Motanu Vasile nu a avut rol în alt film. Bun, hai să vorbim de asta și o să ajungem și cu Motanu Vasile. Pentru telespectatori, Motanu Vasile este Motanul lui Florin, care eu am dat un casting. Și l-a luat.
Și l-am luat, cred că datorită lui și la care m-am ținut de promisiune, am adus mâncare până la noapte. Da, da, da. Într-un final, Vasile este fericit, a mâncat tot, n-a lăsat nimic. Și-a și uitat deja. Și-a uitat, da. Hai să vedem, să revenim la Ramon. O întâmplare din spatele camerei. Până să ajungem la întâmplări din spatele camerei, trebuie să mărturisesc înainte. Deci eu nu văzusem nimic din filmele lui Jesus de Cer. Și ne-a chemat la o repetiție la București. Și eram destul de emoționat, să-ți dai seama. Și îl vedeam cum Jesus este fenomenal pe platou. Acum îl vezi aici, în secunda 2, în partea aialaltă, e ardei, nu știu, eu îi spun ardei iute. E argint viu, de fapt. Ăsta e cuvântul. Și a fost o zi de filmare. Pavel s-a luptat enorm pentru filmul ăsta. Închipuieți că producția a fost făcută de el și Jesus. Da. Iar au filmat în niște locații. O să vezi cum arată București în filmul ăsta. Se mirea lumea, zice, dom'le, dar ce oraș frumos, cât de bine arată în film. Da, da, Bucureștiul e un oraș care e chiar frumos, mai ales în ultima vreme când s-au construit, s-a refăcut fațadele. Bucureștiul are un parfum, nu degeaba îi spune micul Paris. Nu, chiar așa, am uitat să Adrian Silișteanu, DOP-ul, cum se spune, directorul de imagine. Da. Mari profesioniști. Da. N-aveai ce să zic, adică eu sunt la început în povestea asta, sunt o tânără speranță la pensionare îndată, știi, da. Ca și tine de altfel. Mergem și încă învăț, adică pot să spun cu toată sinceritatea că abia învăț meseria asta, pentru că filmul e film și teatru e teatru, e cu totul altceva. Întâmplări de pe platou. Păi prima, am avut, noi am, eu n-am avut așa. Începusești să povestești, da, despre prima repetiție cu regizorul acestui film pe numele lui Jesus del Cero. Jesus del Cero. Da. Jesus del Cero. Care înseamnă Jesus, e clar. Ce înseamnă și de Cero înseamnă din munți. Așa. Da. Ne-am întâlnit, știi că se dau probele alea de chimie între parteneri. Da. Am făcut vreo 3 întâlniri de astea cu, era cu pandemia, cu întâlnirile online, știi, da, cum se face. Și ne-a chemat la București la o repetiție. Și aia a fost prima întâlnire. După aia a mers direct la filmare. Fiecare și-a făcut treaba cu textul învățat. Ei, a fost o zi de filmare. Oamenii vorbeau, știi? Echipa a fost una dintre cele mai faine echipe. Adică am văzut pe oamenii în toate filmele. Adică da, sunt mari profesioniști. Adică Pavel n-a făcut rabat de nimic. Am avut rulotă. Când ne și uitam, zic, frate, dar ăsta nu se joacă, știi, că la o întâlnire cu Tudor Giurgiu, apropo, că tu îl cunoști pe Tudor Giurgiu, dar Andreea Vasile e soția lui Tudor Giurgiu, dacă nu mă înșel. Și o discuție cu Tudor, zice, băi, dar tu chiar faci film, i-a zis lui Pavel, tu chiar faci film, tu chiar... Asta a fost așa o glumiță. Nu, nici o glumiță, pe bune, deci el filma, dar tu filmai în timpul ăla la filmul în care o să apar și tu, la Sibiu 89, sau ce film e? Libertate, da? Libertate, despre asta o să vorbim altădată. Da, zic, îți spun întâmplarea. Și a rămas mirat, pentru că te-ai simțit ca la filme cu buget mare, mare, adică omul s-a zbătut, Pavel era, ba, producător, ba, actor, adică ți era și jenă când mergeai pe platou să-i zic, hai să dăm Pavel odată textul ăla, că mi s-o luau telefoanele, nu mai știai ce, era zăpăcit complet, știi? Și a fost o zi, că toată lumea vorbea, Iisus, mamă, o să înceapă acum să, ți-am spus, omul e argint viu, adică nu, și am avut 14 ore, într-o zi, ziua a ajuns la 14 ore, când am plecat de acolo, parcă eram beat. Dar atât de intens a fost. Și nu mai înțelegeai ce filmezi, cum filmezi. Când auzeai că e bine, gata, cata, și următoarea. Următoarea, hai, schimbare, schimbă costume și aia. După aia, când am văzut filmul, am înțeles. Spune-mi, filmările au fost numai la București sau a fost și în Cramă, că te văd cu paharul de vin acolo? Păi, nu înțeleg de ce te uiți așa urât la mine. Ce ți-am făcut? Nu, m-am uitat la Cramă. Crama aia e o locație din București, au construit-o de la zero, ca să le fie mai ușor. E foarte greu să transporti echipa, știi, să A, deci ați făcut crama aia de acolo, în care sunt cei trei actori în...
În, nici nu știu cum să zic, în dreapta ecranului Iulian Postelnicu, Bogdan Horga, cel de la, din costumul... Iulian Postelnicu e litră, eu sunt ceapă. Așa, și Bogdan Farcaș, Bogdan cel Farcaș din... Bogdan Farcaș predestinat, ei se spune lungul, știm toți de ce. Bogdan zice lungul, dar zice pentru că Bogdan este un tip foarte, foarte înalt și cu niște pantofi foarte mari. Da, exact. Și fermecător. Da. Și un mare actor. Un mare actor are, am văzut acele trei, două filme extraordinare realizate cu... Ultimul e Neidentificat. Neidentificat. N-am reușit să-l văd pe Neidentificat. Trebuie să-l vezi. Trebuie da. Să-l vedeți. Da, n-am avut de unde. De asta nu l-am văzut. Că eu nu mă pricep să mă uit pe YouTube-uri. Pe internet pe undeva, nu pe YouTube-uri, e pe internet. Pe da, ok. Spune-mi, deci, spuneai de crama asta din spate, care e construită din nou. Aia e o locație construită de la zero în București. Deci, apropo, că am zis de ziua aia de filmare de 14 ore, când treceau avioane pe acolo, știi cum e, avion, stai, mamă... Nu strigați, avion cu motorul ia-mă și pe mine în zbor? Nu, niciun caz. Treceau avioanele și... Le-au oprit, îți dai seama, ca să fie liniște. Și au construit-o de la zero, tot. De fapt, e o locație din... A fost un loc construit, un spațiu închiriat, unde au pus campus, sau cum se cheamă, tabăra, cu toată lumea în București. Au filmat în multe locații și au avut avion. Deci oamenii au avut avion, o să vedeți în film. Deci avionul au filmat în avion, adică cu decolare, cu aterizare. E foarte tare. În afară de filmările în crama asta, ați avut și în vie? Da, păi aia eu pe domeniile Sâmburești, da, cred că am voie să spun, pentru că... Eu nu am văzut. Hai să treci pe la caserie, da, la ieșire, da. Eu nu am văzut, eu nu am, la Drăgășani undeva. Superb, o să vezi în film. De asta ești în Salopetaia, ai avut și foarte perestreu. Nu, păi via aia lui Pavel. Păi, lui Ramon. Așa, și... De fapt, noi nu-l ajutăm la treabă, noi îl ajutăm să consume. Nu m-a la băut. Da, ceva de genul ăsta. Bine, domnule. Apropo de costumul acela albastru al tău, care l-am mai văzut undeva... Se pare că a fost cu noroc, știi? Adică, cred că am jucat până acum, am avut norocul să joc până acum, anul trecut am filmat în vreo 4 sau 5 filme, toate în salopetă. Deci toate, mă duceam la o filmare în salopetă, ajungeam la alta, mă întâlneam cu aceiași oameni de la producție, știi? Ne pușea râsul pe amândoi, zice, Bogdane, da... Știi ce-mi place, nu? Da. Știi că salopeta aceea. Ai tu față de muncitor, așa. Muncitor în livadă. Trebuie spus că Bogdan este pasionat și îngrijește o livadă destul de mare aici în județul Botoșani. De-aia l-am întrebat. Sunt producător, sunt pomicultor, dar de fapt nu sunt eu, ci lucrez pentru cineva. Da, tu ești și administrator, și executant, și vânzător, și cumpărător. Deci, un fel de Ramon, ca să da, veni. Da. Eu nu știu de ce n-ai jucat tu, având atâta experiență, n-ai jucat tu rolul Ramon. Îți explic de ce. Pentru că, în primul rând, Pavel Bartoș este alt actor, așa. Dita mai actorul. Pentru că nu e bine să joci ceea ce ești și pentru că nu cred că eram la fel de bun ca el, sincer. Da. Acum începusești să spui de Domnica Cârciumaru, care este director de casting la acest film și la mai multe filme. Hai să povestim un puțin telespectatorilor cum e cu castingul ăsta, ce se întâmplă la un casting, cine e și ce e, pentru că aud mereu sintagma aceasta, am fost la casting. Florine, era să spun ceva, nu tocmai plăcut, ideea care? Nu să spui lucruri plăcute, că altfel te tai. Corect, se taie la montaj. Da. Și am zis. Da. Deci, la Domnica Cârciumaru, eu am ajuns grație unui coleg. Nu asta cum ai ajuns. Contează, ascultă-mă puțin, contează. La casting trebuie să mergi. Așa.
Eu asta am, deci învăț asta acum, la 45 de ani. Și să mergi, dacă nu mergi, nu te vede nimeni și deci nu are cum să te ia. Pentru că e și eu prejudecată, tu știi ce spun la noi actorii de teatru, mai ales cu ceva ani în spate, că zici că, domnule, e gașcă, nu, nimeni nu riscă să facă treaba asta pe prietenii, nimeni nu riscă. Deci, eu asta am văzut cu ochii mei. Aseară vorbeam cu Iisus la Bacău și spunea, Bogdan, știi cum vorbește? El vorbește... Nu știu pe nu. Dar e greu să-l urmărești. Și vorbește și cu o viteză de aia fenomenală. Adică, dacă îl cunoști... Dar el este spaniol sau e român? Da. E român, jet pe jet. Îți dai seama, doar de-aia îl cheamă Iisus de Cerul. Iisus este... telespectatorii sau nu știu cum să... Da, deci aici, după cum vezi, te afli la teatru, pe scenă și în partea aceea. Ești la televizor, Bogdan. La televizor. Deci, privitorii acestui interviu, acestei întâlniri, pot să-l caute și o să vadă o grămadă de podcasturi. Sunt acum, adică acum internetul e plin și are povestea lui. Spusă de el însuși. Știi, adică nu trebuie să vorbesc eu numai decât despre Jesus. El este spaniol, a venit prima oară în anii 2000, cred, la noi. A montat foarte multe filme, din care pomenesc Hawaii, a făcut Ho Ho Ho, dacă ți-am amintești, tot juca și Pavel și Ștefan Bănică Junior acolo, acum în anii, nu mai știu exact anii, da. Miami Beach, a făcut mai multe filme. Da. Și lucrează, el spune că îi place foarte mult la noi, din cauza că și lucrează la noi din cauza că aici are libertate. Știi cum e, că dacă tu montezi, cum a regizat el, a regizat și în America, adică a filmat acolo, nu? Da. Sau a filmat tone de seriale prin Spania. El are și o casă de cultură, nu casă de cultură, că sună spectatorul să înțeleagă altceva, o să facă... Da, e ca un fel de casă de cultură cu numele lui, el e foarte cunoscut la el acasă. Dar îi place să lucreze foarte mult aici, pentru că are libertate ca regizor, știi? Că în momentul în care tu... am început și eu să înțeleg ce înseamnă regia asta de film. Tu, ca regizor, pierzi... Îmi spunea că la Hawaii a lucrat 7 ani. 7 ani. Ca să poată să ajungă filmul ăla pe ecran. Și dacă tu, ca regizor, lucrezi cu o casă de producție, producătorul vrea, poate că vrea, nu știu, să apară nu știu ce nume, sau lui nu-i plac lucrurile astea. Vrea libertate, știi? Și ceea ce mi-a plăcut și vreau să le mulțumesc încă o dată cu ocazia asta, oamenii dau șanse. Deci, repet, eu nu am crezut că am luat casting, Florin, dar tu știi prea bine că vorbeam singur prin teatru, băi, puteam să fiu mai bun, băi, puteam. Și aflu după aia, ăștia râdeau. Și zice, băi, când am zis, știu, tu ești, de fapt, îi căutam pe ceilalți, făceau testele alea de chimie, dacă ne... Adică niciodată nu e cum crezi tu, știi? Așa suntem noi, mai emotivi, mai sensibili, sau credem, o luăm personal. Nu e nimic personal aici, în film, în casting, nu. Ai mers, ai dat proba, ești, dacă nu ai luat, nu înseamnă că nu ești tu bun. Vai de mine, eu, Florina Ionițoaie, sau eu, Bogdan Horga, sunt un actor prost, nu nici pomeneală. Nu erai potrivit, domnule, în locul ăla. Și directorul de casting chiar își dorește ca actorii să reușească. Și tot timpul caută fețe noi, oameni noi, pentru că e normal. Ca să sintetizez un pic ce a spus Bogdan, deci, directorul de casting este o persoană care primește textul și, cum își imaginează el, are o bază de date în România cam de 10.000 de persoane și în această bază de date de multe mii de persoane, el caută persoane care să se apropie foarte mult de datele personajului pe care îl găsește acolo. Face una, două, trei, patru, cinci, 50 de propuneri pentru un rol. Și în momentul acesta el a făcut casting. După momentul ăsta vine momentul primei probe de casting, în care actorul primește o pagină de text și joacă rolul în fața camerei. După care
momentul următor, regizorul și echipa, împreună cu directorul de casting, se uită la probe pentru fiecare rol. Dacă nu te super, că nu vreau să ca să fiu mai clar. Lasă-mă să termin, așa că terminăm imediat. Se dă prima probă. S-a făcut o selecție și au rămas 2, 3, 4 pe rol și se mai dă o probă, după care se face acea... realizarea, identificarea chimiei dintre actori, dintre persoane. Pentru că dacă nu e o chimie bună între persoane, nu e bun, nu se vede, pe film se vede. După care se întâmplă, în funcție de regizor, distribuția și modul de lucru pe care și-l propune. Întrerupem din nefericire aici pentru o scurtă pauză comercială și revenim în cel mai scurt timp cu Bogdan Horga, cel care din Botoșani a ajuns la București în filmul Ramon. Pauză. Prieteni, am revenit cu Bogdan Horga, actorul din Botoșani care a plecat la București să joace în Ramon. Vorbeam despre casting. Tocmai am povestit despre casting. Bogdan avea un comentariu, o adăugire. Voiam să completez doar. Voiam să simplific lucrurile ca să nu... Da, eu am simplificat pentru el și el acum simplific pentru mine. Hai, da, te rog. Păi ne ajutăm, de aia să ne înțelegem. Ideea e următoarea. Pe scurt, vine un scenarist, are o idee, merge cu scenariul la un regizor. Regizorul zice, adică noi acum vorbim de cazul fericit, în care toată lumea se înțelege și e de acord, da? Regizorul discută cu scenaristul, zice, băi, îmi place scenariul tău, hai să facem filmul. După aia pleacă la un producător, fac rost de bani. După ce au banii ăștia, caută o firmă de casting. Așa se face la modul profesionist. Așa se practică lucrul ăsta peste tot în lume, din câte am înțeles. Când merg la firma de casting, cineva zicea că dacă ai luat proba, înseamnă că 70% din rolul tău e și făcut. Dacă te-au ales, dacă ai luat castingul ăla. După ce se discută cu firma de casting, se ajunge la o firmă de casting, au loc discuțiile dintre directorul de casting sau directorii de casting, pot să fie mai mulți, regizor, și se ajunge, trecând prin ceea ce ai spus tu, la produsul final. Cert este următorul lucru, că până să semnezi contractul, dai foarte multe probe. Că obținerea unui rol este mai grea decât intrarea la Academia de în alte studii militare sau la aviație. Selecțiile sunt foarte riguroase, căci altfel nu se poate, pentru că e vorba de bani și marea majoritate sunt bani privați, și atunci oamenii vor să aibă cel mai bun produs pe care pot să-l ofere în compania sau oferit de cei mai buni actori pentru acel proiect. Da. Bun, am lămurit cu... Eu zic că da, acum da. Da, am lămurit cu castingul. Bogdan, cine ești tu de fapt? De unde vii? Unde te-ai născut? Cine? Cum ai ajuns în zona asta? Că dacă nu e, În ce zonă? La film te referi sau cum? Nu, eu te întreb, cine ești tu? Vreau să vorbim despre Bogdan. Cine e Bogdan? De unde vine? Cum? Pe Florin, dacă sunt aici, în primul rând, sunt colegul și prietenul tău. Deci n-ai venit, nu te-am întrebat dacă ai venit cu mașina. Nu, și nici cu bicicleta. Nu, nici cu bicicleta. Unde te-ai născut? Tot? M-am născut la Gura Humorului. Așa. Și am trăit prin județul Botoșani și prin alte județe ale acestei frumoase și minunate țări. Și am ales să trăiesc în continuare la Botoșani. Și cine sunt eu? Florin, asta e o întrebare pe care o aflăm la sfârșitul vieții. Nu mi-am pus-o. Măi, o aflăm... Ai spus foarte bine, afli răspunsul, dar întrebarea pot să-ți o adresez începând din scutec. Cine sunt eu? Sunt și eu un om care are o profesie și care încearcă să fie un om mai bun. Nimic altceva. Știu că la un moment dat ai avut o altă profesie. Da, Florin, pentru că, cum și tu ai avut... Nu-mi spui mie, spui telespectatorilor. Telespectatorilor. Da, cum și tu ai avut altă profesie și toată lumea a încercat mai multe lucruri și am ajuns în profesia asta. Și
Ce s-a întâmplat? De ce Bogdan a fost jandarm o perioadă de timp? Da, pentru că era ca să poți... Nu, chiar am fost da, cadru militar. Ce ai fost, sergent? Plutoner? Ce ai fost? Ioi, Doamne! Am fost sergent major. Ce de agrad? Da, păi am făcut, da, eu n-am făcut armată ca tine la transmisiuni, eu chiar am făcut școală militară, dar mi-a plăcut, știi cum e, încerci și după aia am ieșit din... Fiecare după competențe, vorba clasicului. Sau după vise, știi, ai grijă de ceea ce îți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Mi-am dorit, mi-a plăcut, știi cum e, când ești copil, pe vremea aia, în anii 90, și era ceva extraordinar. Și am luat admitere la școala de subofițeri de jandarmi Grigore Alexandru Ghica, pe vremea aia, Bumbejiu, și am nimerit atunci într-un context istoric, Florine, de fapt, tu știi, dacă tot vrei să vorbim despre asta, hai că vorbim. Unde am prins 3 mineriade în Valea Jiului. Ei, ghici ce s-a întâmplat după aia? Am plecat. Dar eu m-am dus acolo pentru că mi-era frică să dau la teatru. Știi că am fost coleg de generație cu Radu Romaniuc, cu Victor Manuviș, cu George Bonceac, toți sunt actori. Cu unii ai lucrat și tu. Adică avem legături comune. Și mie mi-a fost frică să dau la teatru de teamă, ca și cu castingurile, apropo, că revenim la chestia asta, ca la casting, mi-a fost frică de eșec, știi? Mi-a fost frică să nu intru. Și zic, băi, prima oară fac eu o meserie și nu puteam să-mi găsesc alta, că acolo știi cum e, când mergeai pe vremea aceea, la școală aveai mâncare, haine și cazare. Și baston. Băi, sau tonfă, sau ce aveți? Ei, tonfă, erau ce aveai. Păi ce au, măi, jandarmii? Păi ce au jandarmii? Păi dar ce au jandarmii? Bastoane. Păi, telespectatorii să ne spună, ce au jandarmii, domnule? Au și cai. Băte, tu știi să călărești? Bineînțeles, părinte. Ai învățat la școala de... Nu, am învățat acasă, pe Iumaș, cu mai mulți cai. Acasă, am avut și cai, am crescut cai. Da, uite, vezi? Am trăit, da, mai multe vieți și încă trăiesc mai multe vieți, ca și tine, de altfel. Hai să vorbim despre jandarmerie că și despre minerale. Bă, dar m-a chemat aici să vorbim despre Ramon. Deci în filmul Ramon sunt doar, este doamna Elvira Deatcu, care m-a chemat să vorbim despre Ramon, despre mineria. De ce să vorbim? A vorbit istoria, Florine. Te-am întrebat pentru că vorbim despre actorul Bogdan Horga, care joacă în filmul Ramon. Am vorbit și de Ramon, dar principalul element despre care am zis că ne concentrăm este Bogdan Horga, am care înțeles. E un om din Botoșani, care a performat și este un super performer în zona lui de manifestare artistică. Hai să-ți spun o întâmplare, dacă vrei să vorbim despre jandarmi, o întâmplare o să le placă privitorilor. Deci, Cuzin Toma, Firicel din Las Fierbinți, vă spune ceva la toți. Ei bine, am descoperit la o filmare cu Cuzin, cum ai fi tu apare în Las Fierbinți și eu am apărut tot așa episodic în Las Fierbinți, cred că o să apară în sezonul ăsta. Ei, am descoperit că noi am fost, acum 20 ceva de ani, nu pot să zic exact acum că nu mi-amintesc, în același loc sau la o diferență de un... de în același loc. Adică Cuzin a intrat la aceeași școală militară la care am fost eu și a plecat, dar încă nu ne-am lămurit. Mi-am întrebat foștii colegi, băi, sigur n-a fost în anul ăla, că noi știm că au plecat câțiva dintre noi, dar nu știu dacă printre ele era Cuzin. Pe doi am identificat, la al treilea e cu virgulă, știi? Adică viața bate filmul, Florin. Știi? Așa, și deci ne-am văzut. Am fost în același loc, nu ne-am cunoscut acum 20 ceva de ani și după aia ne-am întâlnit la teatru și am realizat amândoi, băi, nu se poate, și, ba se poate. Deci Cuzin Toma a fost jandarm, o bucată, sau numai da, el a fost și miner și jandarm, Firicel, chiar e Firicel, adică nu vă jucați cu el. A, deci el a fost și miner? A fost și miner și jandarm, iar da. Uh-huh. Deci nu vă jucați cu el, Firicel, chiar e Firicel. Eu miner n-am fost. Uite, asta n-am fost, frate, miner. Mă, dar poți fi miner de Bitcoin.
Ce ai zis, Florin? Am zis ceva ce n-ai înțeles tu. Corect, tocmai de aia am făcut așa. Păi așa se cheamă producerea de Bitcoin, se cheamă minerit, iar ăștia se cheamă minerii, cei care pun la dispoziție... Bă, să-i ajute Dumnezeu, ce să zice? Știi că ăștia au pierdut, nu știu cât, 60% din valoare în ultimul timp. Nu, prea sunt informat. Nu prea sunt informat, mă cam așa, retras. Da, eu credeam că din banii de la film, din banii de... Florine, da. Din salariu, ți-ai cumpărat și tu câteva zeci de Bitcoin. Ba, nu se câștigă bani din film, Florine, nu? E o legendă asta, cel puțin nu la noi, până la urmă, filmul e o industrie care trebuie să funcționeze, iar la noi, oamenii care lucrează în industria asta sunt niște mici eroi acolo, nu că mici eroi, pentru public, dar chiar niște oameni pasionați care iubesc ceea ce fac, care vor să zică ceva anume publicului, să tot timpul se perfecționează și lumea crede că vai de mine, filmezi, ai bani. Nu e așa adevărat. Nu o să intrăm acum în detalii, dar nu e adevărat. Da, și faptul că nu sunt bani este explicabil de dimensiunea pieței, că având o piață de 19 potențială, de 19 milioane de locuitori, nu poate fi comparată cu piața chineză de 1,5 miliard, piața indiană nu, de... Nu, aici te contrazic. Da. Aici e vorba și de implicarea statului în subvenționarea filmelor, pentru că am avut norocul, apropo că ai pomenit la începutul emisiunii de Motanul Vasile, cu care eu cred că ăla a fost norocul meu la casting. Anul trecut am avut șansa, tot prin grație domnică Cârciumaru, ai dat și tu probă, nici nu mai știu, la filmul ăla. Nu. N-ai dat probă, n-ai fost chemat. Mă rog, ideea e că am avut șansa să am un rolișor, cum îi zic eu, Vasilică, tot în salopetă, adică fără discuție, într-un serial danez, am voie să zic, cred că se cheamă DNA, la DNA, adică pe românești ar fi ADN, dar e DNA, o să înțeleagă oamenii cu DNA. Eu credeam că pornește cu Danish National Agency. Nu, Direcția Națională Anticorupție. DNA, că toată lumea cu DNA-ul și cu... Ei, și am prins un rolișor acolo și am filmat într-un serial danez la Praga. Ei bine, vreau să-ți spun că acolo, în vecini sau la bulgari, acolo sunt bani în film. Oamenii au făcut din... Adică filmul a promovat economia acolo. Pentru că sunt hoteluri. Deci în hotelul unde eram noi cazați, Florine, se filmau 3 filme în Praga. 3. Și erau actori din 3 distribuții diferite. Există o formulă, o schemă de reîntoarcere a banilor către producători pe care statul român refuză de multă vreme, la solicitarea oamenilor din industria de film, să aplice această schemă. Și e de neînțeles de ce nu se aplică această schemă, care ar fi cea mai profitabilă pentru statul român, pentru că aduce bani foarte repede și introduce în industrie. E o întreagă discuție și în zona aceasta despre schema de reîntoarcere. În Ceoslovacia, în Ungaria, în Bulgaria funcționează, în România nu funcționează. Trebuie să vorbim, uite, apropo de Bulgaria, trebuie să vorbim, că dacă toți suntem botoșaneni, trebuie să vorbim și de chestia asta. De ce căuta botoșani în Bulgaria? Păi, uite, a ajuns Bulgaria și în Botoșani. S-a mai filmat și trebuie menționat asta, pentru că e un film, nu știu dacă l-ai văzut, se cheamă Oameni de Treabă. Scris de un scenariu, scris de un botoșanean, Radu Romaniuc, regizat de Paul Negoescu, s-a filmat în Botoșani și eu vreau să zic un aspect... Și s-a filmat în comuna Rechiț, ca să știi și tu. Exact, dar nu numai, s-a filmat în mai multe locații, Florin. Dar... Da, ia-ți numai la Rechiț. Dar uite cum a sprijinit, cum poate sprijini economia filmului. Tot catering-ul, din câte știu eu, a fost făcut de un cunoscut restaurant de la noi din oraș. Și asta, în vremea aia, știi, când oamenii nu puteau merge la restaurant, adică, uite, așa se leagă lucrurile. Păi, orice ban care vine... Care e cheltuit aici? Care e cheltuit aici... Cumva se întoarce. Se întoarce de câteva ori în industrie. De-aia oamenii trebuie să meargă la film, să invităm la cinema. De-aia oamenii trebuie să cumpere produsele locale, exact, și așa mai departe. Exact. Dar nu despre asta era discuția acum. Discuția este de o incapacitate a acestor cetățeni care, din întâmplare și din tupeu, au ajuns în niște funcții de decizie și care nu înțeleg
sau nu le iese lor, că nu le iese, nu se pot da tunuri din la filme, că la filme nu se pot. Nu, aici e armată la să meargă parandărătul. Din punctul meu de vedere, eu am o părere, asta e pur personal. Deci eu când am ajuns prima oară în vorbesc ca și cum, mamă, ce experiență am și nu știu ce. Nu, din contră, când am ajuns prima oară la Praga. În povestea asta cu filmul, prima oară am filmat la Daniel Sandu la Bani Negri. Dar ai fost și tu acolo. Încă tu acolo ai avut rol. Am rămas șocat, de ce? Bă, omule, ți amintești că erau programate 12 ore de filmare, 12 ore. Și s-a întârziat, cu 300 de oameni implicați, s-a întârziat cu cât? Cu 3 minute. Deci este ceva șocant, adică era prevăzut tot. E armată, filmul e armată la un nivel mai sus. Așa-l văd eu. Păi, în general, arta, deși zic unii oameni că e așa o chestie lejeră, arta, mai ales teatru și filmul, sunt matematică pură, de o precizie extremă și dacă nu mă credeți, mergeți la film. Mergeți la film, mergeți la teatru și o să vedeți de ce... O dată actorul ia aplauze și a doua oară nu mai ia. Pentru că acea precizie a fost încălcată. A fost o eroare. La teatru depinde și de public și știi prea bine ce vorbesc. Depinde, acolo publicul joacă un rol. Adică la teatru fiind un produs viu, e și interacțiunea. Depinde de foarte mulți factori. Ei, la film nu mai ai, la teatru mai poți regla cât de cât. Să zicem că în seara asta n-a ieșit, dar mâine tu ești conștient că nimeni nu-și dorește, cred că, să facă un rol. Da, dar vorbim de precizie. Precizia se presupune, trebuie să existe peste tot. Se presupune că atunci când ai ajuns actor și ai un rol, stăpânești acest instrument care se cheamă precizie. Da, dar precizia ta, și știi prea bine, depinde de precizia celuilalt și tot așa, și a publicului din seara aia. Și... Apropo de Daniel Sandu, ce zici tu... Pentru prima dată am văzut acolo o secvență filmată în 3 locuri diferite. În fiecare loc erau minimum 3 camere. Imaginea trebuia să treacă dintr-una într-alta, o parte din echipă era pe stradă, se filma cu camere prin aer, camere pe mașină, cu camere așa, și cu vedere din cameră, din camera din studio, din locul unde se filma o scenă, se vedea mașina care trecea pe stradă. Și asta într-un trafic cu bară la bară. E, pentru prima dată nici nu știu câte camere erau. Da, mi-aduc aminte că mi-ai povestit. Și tu erai... am zis că nu trebuie să înțeleg eu chestia asta, că mă depășește. Dar sincronizarea a fost așa de bună. Gândirea din spate a fost atât de bună încât sincronizarea s-a produs așa cum au presupus și cum și-au dorit realizatorii. Am surprins o discuție, știi, între Jesus și Pavel, că ai zis de... Și Jesus, când discutau despre producția filmului, Pavel a lucrat vreo 3 sau... în jur de 3 sau 5 ani. De mult își dorea să facă, să fie el producător și voia să aducă ideea lui așa cum o vede el și căuta echipa potrivită. El tot timpul spune că am găsit echipa perfectă. Îți dai seama că ne bucurăm împreună de chestia. Întotdeauna, să nu-ți uiți vorba, întotdeauna echipa face mai mult decât individualitățile. Știi ce spune Jesus? Și legătura în interiorul echipei. Uite-te la fotbal, uite-te la sporturile de echipă și la teatru e la fel. E un sport, o activitate de echipă. Asta, dar fără discuție. Dar nu cea mai bună echipă. Jesus zice la un moment dat că i-a mulțumit, îți dai seama, îți mulțumesc pentru încredere. Nu știu, și zice, eu nu fac nimic, Bogdan. Cum adică? Zice, nu fac nimic. Dacă ai oameni, oamenii face totul. Eu nu fac nimic. Era ceva... Păi, și mare adevăr a zis, știi? Pentru că dacă ai reușit să aduci oamenii pentru chestia aia, nu contează acum că vorbim de... și îmi place foarte mult pozitivismul ăsta lor. Știi cum e? Unora poate să nu le placă. Da, deci chiar vă rog să vă chemați și dușmanii la filme. Adică să petreacă și ei o oră jumate acolo. Mm-hmm. Să fie pedepsiți. Da, chiar dacă nu le place. Pentru că tot un bine face. Să fie pedepsiți și ei.
vorbeam de echipă, dacă ai oamenii potriviți în locul ăla, că noi tot am vorbit și de casting. Că nu trebuie să te superi când mergi la un casting și n-ai luat. Bartoș a spus, băi, am dat 37 de castinguri. Zice, eram, când mă vedeau ăștia, parcă eram ăla invitat și trebuia să vină de la Satul Mare la București. Da, măi, omule, deci, îți dai seama câtă perseverență, că a zis că prima oară eram așa, n-am luat, nu știu ce. Și până într-o zi, când cineva i-a zis, un regizor străin, povestește, el zice că un regizor străin i-a spus, bă, tu ești bun, dar nu știi să dai casting. Și i-a explicat, nu te mai îmbala așa, nu te mai stresa așa, fii tu acolo, că dacă te-a chemat, înseamnă că te vrea pe tine. Știi? Da. Am zis ce am vrut sau nu mai știu? Nu știu ce ai vrut tu să zici, eu știu ce ai spus, sunt că dacă puțin, știi, nici nu te chemam, spuneam eu. Da, îmi cer scuze, sunt puțin defazat, i-am povestit lui Florin, am și întârziat, îmi cer scuze, Florin, că am întârziat. Dar suntem colegi, mă înțelegi. În afară de... Am vorbit despre Bogdan, care a fost o perioadă din viața lui jandarm. Doamne, ce-ți mai place subiectul ăsta? Și tu ai fost electrician? Am fost metrolog. Sau metrolog, sau ce ai fost? Te rog frumos. Deci, Florin a fost metrolog, dacă nu știați. Da. Și să vorbim despre știința tine, Florin. Care se ocupă cu determinarea, păstrarea și transmiterea unităților de măsură în sistemul internațional de unități. Te rog să mai repeți, că n-am înțeles despre ce e vorba. Am să-ți scriu și am să-ți ofer posibilitatea să notez. Să ții notițe. Da, asta e bun. Asta e bun. Bogdan mai are o pasiune, aceea a muzicii. Ce cânți? Pe cine ai întâlnit? Cu cine ai cântat? Măi, Florin, eu cânt cel mai mult cu băiatul meu. Și mi-am dorit toate, adică eu iubesc muzica, dar iubesc muzica și ca omul care nu știe ce face. Nici tu n-ai știut ce ai făcut când te-ai dus la teatru, nici eu n-am știut. Acum vedem cu totul și cu totul altfel, cu alți ochi chestia asta. Am citit undeva și mi-a rămas în cap întipărită, ci că slujiți muzica, nu vă serviți de ea. Asta a spus George Enescu. Și mie îmi place foarte mult jazzul. Și am încercat să fac asta. Întâmplarea, de fapt, știi cum e când îți dă Dumnezeu, mi-a dus în cale. Din păcate s-a stins anul trecut și vreau să-l pomenesc pe maestru Gabriel Dedean, un mare om și un imens muzician, pe care din păcate publicul de-aia și pomenesc, dacă nu-ți fie cu... Nu. De-aia te-am și întrebat. Îți mulțumesc pentru asta, pentru că foarte, foarte multă lume. Știi cum e cu muzica? Până la urmă și arta e un produs. Unii ascultă muzică populară, foarte frumos. Unii ascultă jazz, foarte frumos. Alții vor clasic, alții vor manele. Nu e nicio problemă. Este loc pe planeta asta pentru toată lumea. Că dacă nu era, nu mai eram noi doi aici acum, nu? Ei, și am avut șansa prin el. Am întâlnit oameni buni. Ăsta cred că e norocul meu. Oameni buni, oameni frumoși care... cred că au văzut bucățica aia de bunătate, că nu vreau să... Eu tind, știi, apropo de ce vorbeam mai înainte, tind să fiu și eu un om bun, că asta e tot ceea ce contează, care cred că au văzut licărirea aia, bucățica aia de bunătate din mine și am intrat așa, adică mă cunosc, pot să spun că sunt prieten foarte bun cu oameni precum Alex Mann, mare, ce bun, consider un dintre cei mai mari chitariști de jazz din România, Mălin Cristache, Cătălin Milea. Din păcate nu prea trăiesc în Botoșani și păstrăm legătura tot spre București, știi? Și învăț. Adică vreau să spun că încă fac școală. Acum mi-e frică să mai cânt. De ce? Cu cât știi mai multe, știi cum e treaba aia, cu cât știi mai multe... Greșelile. Nu că vezi greșelile, zici băiatule, lasă-i pe aia, că n-ai tu treabă, știi? Cum e frică și de un rol mare. Știi, de un rol mare în film, îți spun, deci să primești un rol mare în film... Așa. Băi, nu, lasă că e bine așa, ce? Ramon, ți-am zis vorba lui Bogdan Farcaș, deci... M-am dus la premier, Florin, dar nu pot, asta trebuie să ți-o povestesc. Da, hai repede, că până acum ce ai făcut? Că mai avem puțin timp. Zi, mai ținut de vorbă. Zi. Băi, când îți vezi capul Florine pe un ecran de ăla, deci era, față de cinematograf Unirea pentru telespectatori, nu exagerez, oameni buni, deci era de 10 ori mai mare ecran.
Nu puteam, mă uitam așa, eram, nu puteam să... Așa trebuia să te uiți, știi, la film, în halul ăsta. Deci e șocant. Greu mi-a fost să trec peste bucata asta. De aia la film nu poți minți și trebuie să fii adevărat pe bune. Și pentru că Bogdan a spus de bunătate, licătirirea de bunătate, am să vă reamintesc o zicere a unui, a celui mai mare teoretician de teatru din România, cel care a scris O poetică a artei a actorului, regretatul profesor Ion Cojale. Ion Cojale a spus așa: pe scenă două lucruri nu poți juca, bunătatea și inteligența. Dacă ești bun structural de la mama ta de acasă, vei fi bun și pe scenă, altfel nu se poate. Din păcate, dragi prieteni, am ajuns la final. Trebuie să ne despărțim. Mulțumesc, Bogdan. Îți mulțumesc, Florine. Baftă în continuare. Baftă și ție, Florine, pentru că... Și până data viitoare, nu uitați. Vă urez fel de fel și care mai de care.